Boboc preia bine, reușește să treacă de Martac. Boboc, dribling pe tușă și gol! Însă Dâlnea a plecat târziu aici, șansă bună pentru Hermannstadt. Dependent de piciorul stâng. Boboc înspre el, se îndreaptă această minge. Boboc și Cardozo, Boboc intră în careu. Boboc pentru Iancu, gol! Ciobanu pentru Boboc, mai departe Luis Munteanu, șutează blocajul ante, gol! Gol din farfecă! Senza care combine frumos cu Boboc, care șansa unei centrări, Boboc, gol! Primește Neguț. Neguț încearcă să treacă pentru Boboc. Centrarea lui Boboc și gol! Gheorghe în duel cu Boboc, se bate Gheorghe cu disperare, dar pierde. Multe egaluri această echipă. Centrare bună! Gol! Parte Cosmin Matei în dreapta, Boboc în interiorul careului, trage cu stângul Boboc, gol! De burcă în afara terenului, repune repede Boboc pentru Castagneda. În această primă repriză nu am statistici în acest sens, dar așa, la o primă vedere, ei au fost cei mai activi. Boboc păstrează cumva mingea. Destul de discret până acum Cosmin Matei. Pierd balonul în bandă. E clar, lucrurile nu stau bine, iar dacă mijlocașul nu vine să închidă în spate. Cianadia, Petușă, Merloi, Boboc îl controlează foarte bine. Bebușu combină cu Boboc. Boboc trece frumos, Boboc intră în careu, combină cu Ganea, preluat. George Ganea. Jocul terenului, Gonzalez în spatele slovacului Pavol Șafranco. Și în acel meci de mâine seară dintre Irlanda de Nord și România pe ProTV de la 21:45, și Astra a reușit să se califice. Valentin Gheorghe. Mircea Rednico, o minge în adâncime, Achim nu reușește să treacă. Panionul rămâne jos la Boboc, centrarea lui Boboc, Hefte! Wow!